În ajunul Bobotezei, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a săvârșit liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia sărbătorii botezului Domnului în paraclisul de iarnă al mănăstirii Sfântul Ilie de la Izvor din Vasiova. Este într-adevăr o zi specială astăzi, pentru că ne aflăm în mijlocul dumneavoastră, dar este o zi specială pentru toată suflarea creștinească drept măritoare, deoarece iată, după ce l-am văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos născându-se în Betleemul Iudeii, astăzi îl vedem om desăvârșit, venind ca să primească pentru mântuirea noastră botezul de la rob, botezul de la Sfântul Ioan Botezătorul, botezul pocăinței. Chiriarhul a mers apoi alături de soborul slujitorilor și de obștea mănăstirii la izvorul de lângă așezământul monahal, unde, în prezența a numeroși credincioși, a fost săvârșită sfințirea cea mare a apei. După slujba de sfințire, toți credincioșii prezenți au fost binecuvântați cu aghiasmă mare.